am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Despre Tine îți oferă un cadru unde vii cu drag și ne vorbesc despre tine, despre misiunea ta, despre pasiunile tale și despre ceea ce ești. În această seară o am alături de mine, pe Valentina Stan. Valentina este autoarea cărții de dezvoltare personală, Fericire la superlativ. Este prezentatoare TV la un post local din Bacău. Este asistent medical, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bacău și, în ultimul rând, facilitator de constelații familiale. În această seară vom afla alături de Valentina Stan care este secretul fericirii și cum au ajutat-o constelațiile familiale să depășească anumite provocări din viața sa. Valentina Stan, bine ai venit alături de noi! Ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația! Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație! Valentina, dacă ar fi să se prezinte în esență omul Valentina Stan, cum ai alege tu să o faci? Ce întrebare profundă! Cred că, dincolo de ceea ce vedem noi la exterior, de acest corp fizic cu care ne identificăm cel mai des, există o ființă divină în noi înșine, acel diamant la care trebuie să ajungem fiecare dintre noi și, cu ajutorul oamenilor din jurul nostru, să îl șlefuim și să devenim cea mai bună variantă a noastră. Eu asta încerc să fac și prin cunoaștere și prin oamenii pe care mi-aduce viața în jurul meu, încerc să îmi șlefuiesc cât mai bine acele fațete care mai au nevoie acolo să fie văzute și să strălucească. Foarte frumos. Deci Valentina Stan este un om într-o continuă transformare, aflată pe calea misiunii personale și care tot timpul vrea să evolueze, nu? Cam așa, exact. Acesta foarte este frumos. Cuvântul, evoluție. Da. Și dacă tot suntem aici la evoluție, Valentina, te rog să ne spui care au fost pașii pe care tu i-ai urmat astfel încât să ajungi să faci ceea ce faci astăzi și anume, uite, să fii autoarea unei cărți de dezvoltare personală, Fericire la superlativ și să ai și propria ta emisiune la TV. Știu că ai o emisiune Fericire la superlativ. Așa este. Care a fost parcursul tău? Ce ai făcut de ai ajuns aici, să spun așa? Cred că lucrul care m-a adus în acest punct a fost întoarcerea la visul meu. Un vis pe care stătea acolo și aștepta să fie văzut. Și când m-am întors la acel vis al meu, rămas așa într-un sertăraș și visul era să urmez o facultate. Pentru mulți ar părea un vis banal în ziua de astăzi, dar iată că pentru mine, un copil de la sat, dintr-un mediu nu foarte prielnic dezvoltării personale, rămăsese acolo nevăzut, nevalorificat. Și după 20 de ani m-am întors din nou la facultate. Iar când ne întoarcem la visurile noastre, de fapt ne întoarcem la autenticitatea noastră. Și de acolo se deschid așa niște orizonturi noi, întâlnim oameni care ne ajută de fapt să ne ducem pe misiunea vieții noastre. Și așa a fost la mine parcursul. Am plecat cu facultatea aproape de 40 de ani. În anul 2 de facultate, făcând practica de specialitate la un post local de televiziune, am înființat propria mea emisiune. Așa am cunoscut oameni, iar poveștile oamenilor pe parcursul unui an de emisiuni le-am transpus într-o carte care să rămână așa peste timpuri și să-mi amintească mie de vremurile acestea atât de frumoase. Ce interesant! Deci, practic, această carte afiliază, pot să spun așa, prin intermediul acestei cărți, afilia poveștile mai multor persoane care au fost invitate în cadrul emisiunii tale de la exact. TV. Oameni și din diverse domenii de activitate, de la pictori, de la scriitori, antreprenori, medici, din toate domeniile. Cred că fiecare om are acolo ceva de oferit lumii și da, ne poate învăța câte ceva și fiecare are o poveste pe care poate fi transpusă într-o carte și asta am vrut eu să fac, să aduc la lumină poveștile oamenilor care au fost invitați și au devenit eroii unei cărți. Ce frumos! Uite, e o idee minunată pentru alți autori, poate la început de drum, care nu știu cum să înceapă, exact, pot alege să-și împărtășească povestea lor de viață alături de alți autori, poate, sau de alte persoane.
Și scrisul cred că ne ajută să ne cunoaștem mai profund. Pentru că o emisiune o vezi, dar poate nu reții chiar totul, nu ai timp să o urmărești până la capăt, dar așa, când ai o carte în mână, altfel cred eu că poți înțelege mesajul. Așa este. Dar această carte conține, în primul rând, povestea ta de viață, pe care ai început acum să ne împărtășești și știu că nu ai renunțat la visurile tale de mic copil, cum ai spus tu, ai terminat un liceu, după care probabil te-ai orientat, ai început un serviciu și ai lăsat studiile să aprofundezi facultatea mai târziu, la 40 de ani. Și eu cred că, de fapt, povestea ta este povestea unei luptătoare, unei femei care a luptat tot timpul să-și depășească condiția, să spun așa, și să ajungă omul care este astăzi. Așa este. Cred că fiecare dintre noi are o misiune personală, dar în evoluția noastră, în trecerea de la copilărie la faza de adult către misiune, întâmpinăm anumite provocări care ne îndepărtează de misiunea noastră. De scopul nostru principal. Și dar visurile nu ne uită. Ele mai bat din când în când la ușa noastră. Și dacă chiar nu le vedem, uneori vine așa, te trântește la pământ. Da. La mine chiar așa s-a întâmplat, a venit și printr-o suferință. Și acea suferință m-a dus în punctul de a mă cunoaște mult mai bine, de a mă întreba oare eu ce mai îmi doresc, dacă mâine ar fi să nu mai fiu. Da. Ce n-am făcut pe această lume? Și atunci m-am gândit la toate lucrurile pe care aș mai fi vrut să le fac și nu le-am făcut. Așa m-am întors și la de a continua studiile. Făcusem o școală post-liceală, aveam o carieră în domeniul medical. O practicam de ceva ani, dar simțeam că nu este suficient, că mai este ceva de făcut. Sau că mai este ceva de descoperit la tine. Exact. Fiecare dintre noi avem acolo un potențial, talanții noștri pe care trebuie să-i valorificăm la maxim și să nu ne întoarcem așa cu darurile înapoi. Da, acel diamant de care ne spuneai tu la început, care trebuie șlefuit. Așa este. Până ajunge în cea mai bună formă. Și atunci am deschis așa cutia Pandorei, acel orizont al necunoscutului, să explorez și această zonă a televiziunii, de la cadru medical la televiziune. Erau așa două extreme, dar se pare că se înțeleg foarte bine. Da, se pare că parcă ai face asta dintotdeauna, nu? Cred că așa e sentimentul. Dar acolo când intri într-un rol, te identifici cu rolul și îl manifesti așa pe deplin. Important este să îl faci cu pasiune. Exact, așa este. Uite, sunt curioasă, Valentina, pentru că cartea ta se numește Fericire la superlativ. Cum ai găsit tu fericirea sau ce reprezintă fericirea pentru tine? Acesta a fost și motivul pentru care am început să scriu această carte. A fost așa un demers atât științific, cât și interogând oamenii apropiați. Pentru că una este să vezi în cărți niște eroi din niște povești la care poate nu ajungi niciodată, să vezi dacă este real sau nu, dacă sunt reale poveștile lor. Dar stând de vorbă cu oamenii reali, de apropiați de lângă mine, am constatat cât de mult mă identificam cu poveștile lor. Și atunci fericirea pentru mine s-a transformat într-un exercițiu de autocunoaștere. Da. Cunoscându-mă foarte bine prin intermediul invitațiilor și studiind foarte mult temele care le abordam la emisiune, mi-am dat seama de mine, care îmi sunt blocajele mele, pe ce drum sunt, pentru că eram așa ca într-un labirint și umblam de colo-colo prin niște cotloane. Da. Și așa am ajuns să descoper și constelațiile familiale, care au fost un exercițiu extraordinar de autocunoaștere. Vreau să zic că eram în punctul de a finaliza cartea și mă blocasem. Nu reușeam să o mai termin, nu reușeam să o mai... Să o duc la editură, cu toate că respectam toate programele acelea de dezvoltare personală. Da. Îți creezi un program, ceva lipsea. Și nu știam ce. De ce nu pot finaliza cartea? Așa am descoperit-o pe Nela Chirilă, cu constelațiile familiale și mi-am dat seama că mai era ceva de rezolvat în viața mea. Și lipsea integrarea relației cu părinții. Am înțeles. Când am ajuns să integrez relația cu părinții așa în profunzime, pentru că la mine era la nivel de suprafață, credeam că acceptasem situația mea, dar nu era, era doar o explicație a minții.
Am înțeles. Și atunci am intrat în profunzime și am abordat subiectul acesta al constelațiilor și când mi-am dat voie să pătrund așa părinții în sufletul meu și să-i recunosc, să-i onorez, să le mulțumesc pentru tot ce mi-au oferit, pentru că mi-au dat viață și asta este suficient. Da. Așa, a doua zi eram deja cu cartea la editură. Ți-ai vindecat o parte din tine. Lipsea și finalul, că am avut un profesor coordonator de la universitate care mi-a zis, vezi că nu ai final, cartea ta se închide brusc. Da. Nu poți să închizi așa o carte despre fericire. Concluzia ta personală. Și așa a apărut și concluzia. A doua zi după ce am lucrat cu Nela Constelația, a apărut și finalul cărții, care reprezintă, de fapt, întoarcerea înapoi. Totul a fost o întoarcere acasă. Și tot a fost, uite, spre creșterea ta, pentru că tu ești și facilitator, nu? De constelații, da, familiale este. Și dai mai departe din cunoașterea dobândită în urma cursurilor cu Nela Chirilă. Așa este, pentru că foarte multă lume mă întreabă și oamenii din jurul meu văd evoluția mea, pentru că mă cunosc de când am început prima emisiune, cum eram eu acolo și tremuram în fața camerei, da. Și cât de mult am crescut. Pentru că ai lucrat cu tine. Da, mi-am șlefuit și abilitățile acestea exterioare, dar foarte mult am lucrat în interiorul meu. Să-mi stăpânesc emoțiile, să-mi cresc stima de sine, să am mai multă încredere în mine, pentru că aveam, ca fiecare om, avem niște carențe. Da. Și lucrând foarte mult pe interiorul meu, s-a schimbat și lumea din jurul meu și percepția oamenilor despre mine. Și da, oamenii mă întreabă, ce faci? Vrem să și noi să știm. Și da, atunci ai devenit un exemplu pentru cei din jurul tău. Că uite, ai făcut și o trecere destul de mare de la asistent medical, nu? Și lucrezi în domeniul sănătății. Acum să fii autor de carte și să ai propria ta emisiune la TV, să devii om de televiziune. Asta e o dovadă de mare curaj. Și poți fi cu adevărat o sursă de inspirație pentru cei care, uite, au ajuns poate la 40 de ani și nu se mai regăsesc poate într-un loc de muncă sau care își doresc mai mult de la ei înșiși. Și tu poți să fii un model, uite, i-ai inspirat, uite, se poate și la 40 de ani să-ți schimbi cariera și să-ți dai voie să faci altceva. Ceva ce ți-ai dorit întotdeauna să faci și poate nu știai încă ce. Dar era o chemare acolo interioară, nu? Da, prima dată în evoluția noastră, așa, în călătoria eroului, apare chemarea. Și cei mai mulți oameni, cum mă blocasem și eu mulți ani la rând, ne oprim la stadiul ăsta de chemare. Apoi vine o perioadă când iarăși mai vine o chemare, mai da. Bați în retragere, dar dacă explorezi, te duci deja în zona necunoscutului, de acolo deja începe procesul de transformare. Și bineînțeles că în acest proces te confrunți cu fricile tale, cu convingerile tale, cu tot felul de demoni, dar important este să nu renunți, să ai perseverență și să mergi înainte, indiferent că ai momente cazi, nu-ți iese ceva bine, te îndoiești de tine de multe ori, criticul interior spune, nu e bine ce faci, lasă o baltă că nu faci nimic, nu asculta. Sau mai intervine comparația. Exact. Deci aș scrie eu o carte când alții sunt autori consacrați și... Da, sau cine se uită la emisiunea mea. Cunoaștere. Sau cine se uită la câte feluri de gânduri ne vin nou în minte. Important este să nu le dăm importanță și să mergem mai departe, să credem în visul nostru și în noi, pentru că nu știm încotro ne duce visul peste ani de zile. Da, așa este. Valentina, fericirea noastră exterioară depinde de cum ne simțim pe interior sau depinde de alții? O vreme poate să depindă de alții. Uh-huh. Și dacă ne recunoaștem lucrul ăsta nouă înșine, e bine că putem conștientiza că până acum am fost într-un tipar în care fericirea mea a depins de altcineva, de complimentele celorlalți, de validarea celorlalți, da. De susținerea lor, pentru că este firesc până la un anumit punct să depindem de cineva. În momentul în care conștientizăm acest lucru și ne ducem să lucrăm cu noi pe interior și să ne identificăm nevoile noastre, oare ce nu mi-a fost mie satisfăcut în copilărie? Ce îmi lipsește mie din relația cu părinții? Oare cum aș putea eu să integrez toate aceste aspecte ale mele pe care poate le-am ascuns acolo, să nu le vadă ceilalți, să par așa, să dau bine în societate? Când îmi recunosc mie toate acestea și mi le accept,
cu blândețe, cu iubire, îmi accept ființa pe deplin, cu bune și cu rele, și văd ce mai am de lucrat. Atunci, treptat, treptat, mă distanțez de exterior, adică nu mai depind atât de mult, dar nu pot să o fac brusc. Și e bine că prin ceilalți noi creștem, chiar dacă unii spun sau și eu credeam că îmi sunt suficientă. Suntem ființe sociale și avem nevoie de susținerea celorlalți, da. Și ne face bine să primim și aprecieri, dar să nu depindem emoțional doar de exterior. Uite, vorbește acum de aprecieri și vorbeai înainte și de complimente. Și găsisem un capitol foarte interesant la tine în carte, legat de frumusețe. Frumusețea îți poate garanta fericirea în această viață? A fost o temă așa pentru mine, de am aprofundat-o foarte mult, pentru că eu am avut un complex legat de frumusețe. În adolescență am suferit foarte mult pentru că nu mă vedeam așa la standardele care erau atunci. Acum aș potrivi foarte bine, dar atunci nu eram așa o fată care să fie în tipară socială de acum. Și, adică eu eram atunci așa o filiformă, o fată slabă, da. Care acum nu mai e nicio problemă, dar eram complexată din cauza asta, pentru că erau căutate fetele mai cu forme, mai plinuțe, mai așa era eticheta socială de atunci. Și eu mă simțeam cumva că nu sunt în acel tipar. Și sufeream foarte mult, pentru că nu mă simțeam văzută, nu mă simțeam apreciată, nu primeam flori de la băieți de 8 martie, pentru că erau alte fete mult mai frumoase, iar acele lucruri m-au marcat. Da. Te înțeleg foarte bine și rezonez cu ce spui tu. Și uite, dacă am dat timp înapoi cu 20 de ani în urmă, de fapt, cât de fericite trebuia să fim noi atunci, când eram slabe. Dar așa era pe atunci și îmi doream foarte mult să pun și eu niște kilograme, dar aprofundând acest subiect mi-am dat seama că de fapt de unde era nevoia și aici e un subiect foarte așa vast, ce cum e forma corpului. Și am început să-mi ofer iubire mie, adolescentii de atunci care nu a avut, și vindecând acea adolescentă, corpul meu s-a transformat. Am început să... Și cum ai făcut asta? Păi prin constelații. Cum ți-ai vindecat corpul? Tot prin constelații? Prin constelații, da, și prin acceptare în fața oglinzii, spunându-mi în fiecare zi, ești minunată exact așa cum ești. Wow. Chiar dacă la început nu credeam, adică cealaltă din oglindă se uita așa un pic, ce vorbești tu acolo? Încet, încet, conectându-mă la nivel de suflet cu acea adolescentă, am asigurat-o că este frumoasă așa cum este și că merită toată iubirea din lume. Nu mai trebuie să fie văzută de alții ca să se simtă importantă. Noi putem să fim proprii noștri părinți pentru copiii din interiorul nostru, pentru acele fațete care au rămas în urmă. Noi ne dezvoltăm fizic, dar emoțional s-ar putea să rămânem blocați în anumite perioade. Și dacă ne întoarcem așa pe scara vieții înapoi și dăm pași înapoi, ne luăm de mână și ne aducem în prezent, cu iubire, cu blândețe. Cred că e foarte importantă tehnica asta a iubirii de sine, uitându-te în oglindă. Spuneai că ai învățat-o în constelații. Da. Să te uiți și să vorbești cu tine, persoana din oglindă. Și când ai făcut prima dată asta, nu a fost așa, nu a venit acest lucru cu o emoție foarte profundă, cu lacrimi? Ba, să înveți să-ți spui prima dată că te iubești, te accepți așa cum ești? Bine, cu foarte multe lacrimi. Uh-huh. Și conexiunea se face așa la nivel de suflet, încât te uiți în oglindă și nu mai vezi persoana care ești tu acum, nu te mai vezi adultul de astăzi, ci vezi exact acel copil care a fost privat de atenție, de validare, de iubire, de tot ce i-a lipsit. Și te duci tu și îl strângi așa în brațe. Eu am mai făcut multe exerciții de vindecare a copilului interior prin scrisori. Mi-am scris în fiecare dimineață câte o scrisoare, timp de, nu mai știu, până am simțit eu că nu mai e nevoie. În fiecare dimineață mă trezeam și îi scriam câte o scrisoare copilului meu interior. Ești minunată exact așa cum ești. Eu te iubesc, te respect, totdeauna ai fost minunat. Și l-asiguram că este ok. Wow. Până când a înțeles. Uh-huh. Și într-o dimineață m-am trezit și zic, copilul e ok. Sau nu mai e copilul, sunt femeia Valentina. Nu, copilul tot timpul este, dar a crescut odată cu Valentina, pentru că
copilul din noi rămâne tot deci timpul. Toate aceste exerciții s-au sporit stima de sine, exact, și încrederea în tine. Da, da. Și acum, la rândul tău, înveți pe alții cum să... Cei care vor și care stima de lucrul sine. Ăsta. Mm-hmm. Atât prin intermediul cărții tale, cred că pot găsi aceste instrumente, cât da. Și prin intermediul cursurilor de facilitatori de constelații, nu? Așa este. Mm-hmm. Și dacă ne mai vindecăm și relația cu părinții și acceptăm părinții în viețile noastre exact așa cum au fost ei, da. Și nu le mai criticăm, nu-i mai judecăm, iarăși se schimbă. Deci viața noastră se poate schimba cu totul sau ne putem vindeca viața dacă ne vindecăm relația cu părinții? Sau ne putem înfrumuseța viața, nu știu dacă m-am exprimat corect, dacă ne vindecăm relația cu mama și tata? Exact, pentru că relația cu mama, de fapt, este relația cu viața. Uh-huh. Iar relația cu tata reprezintă succesul nostru. Așa. Și atunci, dacă noi nu avem ambele părți integrate în noi, noi nu evoluăm ca indivizi liberi, ca indivizi compleți. Uh-huh. Și tot timpul simțim așa că avem un gol și îl căutăm în exterior. Mai îmbrăcăm o haină frumoasă, ne mai luăm o bijuterie, mai... Să acoperim un gol interior. Exact. Dar, de fapt, ce ne lipsește nouă este iubirea părinților. Da, dar care... uite ce interesant. Chiar asta nu știam. Deci, relația pe care o avem cu tata este relația cu succesul banii, nostru cu, în viață. Cu munca, cu tot ce ține de partea asta materială, este relația cu tata. Și chiar dacă nu a fost o relație bună, pentru că cei mai mulți dintre noi, dacă ar fi să ne recunoaștem, nu am avut o relație extraordinară cu părinții noștri. Adică, percepția noastră despre relație nu a fost. Că părinții atât au știut, cu cunoștințele lor de atunci, au făcut tot ce au știut ei mai bine. Da. Doar că noi am perceput că nu ne-au dat suficient. Aici și erau așteptările noastre, erau de fapt. Doar proiecțiile noastre. Tot ceea ce ținea de ei. Pentru că dacă ne uităm în spate, nici părinții noștri nu au avut dragostea părinților lor. Da. Și atunci cum să știi să dai mai departe ceva exact. Ce nici tu nu ai primit? Și atunci, dacă noi ne uităm la părinții noștri cu respect, îi onorăm, îi respectăm pentru viața pe care ne-au dat-o și, și atât. Da. Ne-au dat suficient, ne-au dat viață datorită lor. Dacă ei erau mai deștepți și nu se căsătoreau unul cu celălalt, noi nu mai eram, nu? Corect. Și atunci? Da, trebuie să învățăm să ne onorăm părinții. Dar și știu că nu numai părinții, trebuie pe linie transgenerațională, nu? Da, și bunici și pe străbunici, adică pentru întreg arborele genealogic. Dacă e să facem un exercițiu așa de vindecare completă, ne ducem mai în spate și onorăm întreg arborele pentru că rădăcinile noastre de acolo vin. Ne înțelegem cu ce tipare venim din arborele nostru, cu ce convingeri și așa ne cunoaște pe noi înșine, pentru că noi nu suntem rupți de neamul nostru. Ei fac parte din noi, din ființa noastră și de aceea constelațiile astea sunt un instrument extraordinar de autocunoaștere și de vindecare, de ce nu? Pentru pe mine m-au ajutat extraordinar. Sigur că sunt și oameni care zic că pentru ei n-au funcționat, dar dacă așteptările sunt doar dintr-o ședință să ți se transforme viața complet, fără ca tu să lucrezi, s-ar putea să te dezamăgesc. Nu este așa. Mm-hmm. Eu nu spun oamenilor, nu promit că vii la o constelație și te vei vindeca. Nu. Este un instrument prin care tu te cunoști și vei ști să lucrezi cu tine permanent. Și asta te ajută în orice domeniu. Adică poți lucra pe profesie, pe relația de cuplu, pe orice dorești. Orice aria vieții tale. Da. Mai regăsisem tot așa un capitol interesant în carte, care ar merita poate dezvoltat, și am văzut boala ca o binecuvântare. Este boala o binecuvântare? Și dacă da, de ce? Dacă reușim să o privim așa, da, este o binecuvântare, pentru că noi nu am fost atenți la semnalele corpului nostru. Mulți dintre noi suntem deconectați de corp, chiar dacă corpul ne spune, vezi că ești obosit, îți dă semnale că te mai doare câte ceva. Tu nu iei o pastilă, amorțești, mergi înainte. Da. Mai iei ceva și corpul, la un moment dat, somatizează. Și de uneori te trândește la pământ. Sunt foarte mulți oameni care, deși spun, a fost un om extraordinar de bun, spun ceilalți, păcat că a murit, a făcut cancer, dar era un om extraordinar de bun, nu înțeleg de ce a făcut acea boală. Ei, uite că a făcut, pentru că omul acela a reprimat foarte multe emoții,
a vrut să pară foarte bine pe exterior, să dea bine în fața tuturor, să fie văzut, să fie plăcut, da, să nu spună nu, dar corpul lui ce a făcut? A somatizat foarte mult și a făcut o boală. Ori mai sunt boli pe care noi le preluăm inconștient din iubire față de anumiți membri ai familiei, asta am descoperit în constelații, da, că sunt acele loialități invizibile față de suferința unor oameni din arborele nostru. Dacă mama a avut o boală, din iubire față de ea, o voi face și eu. Asta pentru la nivel inconștient. Am vrut să o vindec de boală. Ori am vrut să vindec, ori poate m-am simțit vinovat că nu am putut să o ajut. Uh-huh. Și preiei acea suferință inconștient. Foarte mulți oameni fac, somatizează anumite boli doar ca să atragă atenția asupra lor, pentru că doar așa primesc atenție, iubire. Și am văzut la spital destule cazuri în care oamenii se lasă așa în acea suferință pentru că doar așa primesc atenție. Bine, da, că ei o fac inconștient. Toate lucrurile acestea se întâmplă la nivel inconștient. Și de aceea dacă omul se trezește dintr-o suferință și încearcă să se cunoască, ce vrea să-i spună suferința? Poate fi privită ca o binecuvântare și atunci mă duc să lucrez, să văd care mi este tiparul meu de gândire, să-mi fac o analiză a arborelui genealogic, să văd cine a mai suferit de această boală, cui sunt loial. Da, uite ce întrebare bună. Cui sunt loial? Cui sunt loial? Pe cine urmez? Uh-huh. Dacă cineva poate n-a avut copii, oare da, cui sunt fidel din arborele meu? Uh-huh. Și mă duc și onorez acea persoană și mă desprind de destinul ei. Și eu îmi dau voie să-mi trăiesc destinul meu fără să sufăr la fel ca ea, să-i arăt că o iubesc. Sigur că aceste metode nu pot fi explicate așa științific. Oamenii caută explicații logice, științifice, da, prin metode, să văd eu că așa cât funcționează. Cât mai palpabil, da. Dar nu știm noi cum funcționează universul acesta. Încă nu s-a descoperit toate secretele. Dar eu zic că merită încercat, pentru că chiar funcționează și unii oameni au reușit să se elibereze de poverile trecutului. Așa este. Mai văzusem un capitol că muzica poate vindeca sufletul. Cred că sunt persoane, nu? Care poate, atunci când au o stare proastă, ascultă o melodie sau dansează pe o melodie de care îi poate ridica vibrația corpului și astfel încât sufletul se poate vindeca? Sau la ce se referă acest capitol? Eu când am scris acest capitol cu muzica ne poate vindeca, m-am dus mai în adânc așa și m-am gândit la strămoșii noștri, la bunici, cum se echilibrau ei emoțional. Pentru că nu existau terapiile, da, în forma aceasta pe care noi o cunoaștem cu cunoștințele actuale, cu internetul și cu tot felul de terapii, dar bunicii noștri se reglau emoțional prin muzică. În fiecare duminică, eu mi-amintesc de la bunicii, da, mei, exista muzica populară, casă, muzica populară, despre muzica populară. Am scris pentru că este un izvor de cunoaștere și de tradiție românesc. Da. Și atunci să ne imaginăm horele de la sat cum erau, când oamenii aceia chiuiau din toți de bucurie, de bucurie. Și de fapt ei ce făceau? Făceau constelații. Acum noi plătim bani grei ca să ne eliberăm. Ei făceau, da, constelații, da, pentru că în terapie te duci și urli singur în pădure să te eliberezi, să eliberezi furia, nu? Ok. Oamenii aceia chiuiau, da? Se eliberau emoțional de toate poverile. Își dădeau voie să se exprime, să urle, să țipe, să strige, să se, da, distreze, da, să prin dans, sară, să facă tot. De fapt, era o formă de echilibrare a corpului, de eliberare emoțională de toate. Cum crezi că au rezistat ei până la anii aceia și fără terapie? Și cred că contează. Exact, energia și socializarea care se forma, pe care, susținerea se susținerea grupului. Dacă ne amintim de clăcile care erau, de toate evenimentele legate în jurul muzicii. Vezi că aici, acum am avut așa o conștientizare, de multe ori se spune că să stai tu cu tine însă, să stai în singurătate, să te regăsești, să meditezi, să faci tot felul de practici, să te reîntorci la tine, să lucrezi tu cu tine. Dar de fapt, uite, tot puterea comunității, tot când mergi
și împărtășește anumite supărări, anumite probleme pe care, uite, poate și o altă persoană prezentă la acea întâlnire o împărtășește și rezonează cu tine, atunci tu dai drumul mai ușor, nu? Eliberezi mai ușor acea traumă, acel sentiment negativ, dacă și o altă persoană empatizează cu tine, nu? Așa este. Singur nu reușim dacă nu avem cunoașterea. Mm-hmm. Pentru că singur nu facem decât să ne aprofundăm în suferințele și să cădem în depresie, în anxietate și de ce nu mulți oameni ajung chiar să-și pună capăt zilelor, pentru că nu mai reușesc să iasă din suferința minții. Da. De cele mai multe ori suferința minții este mai dureroasă decât suferința fizică. Și atunci este bine să cauți un om care te poate sprijini, te poate accepta așa cum ești tu, fără judecată. Cel mai important este la un om să nu te judece. Da. Dacă omul vede că nu te că nu e judecat, și eu văd și la spital când vin oamenii, încercăm cât de mult putem să nu judecăm. Să nu judecăm de ce a ajuns așa cum a ajuns. Doar el știe. Important să este că a venit. Pe om. Important este că a venit. Nu contează. Important este că a venit și că... E un prim pas spre vindecarea lui. A făcut un prim pas. Exact. Și așa este și cu terapia. Avem nevoie de alți oameni să ne cunoaștem, să ne vindecăm și avem nevoie de susținere. Când învățăm să lucrăm cu noi înșine, da, ne putem duce în interior și să mai căutăm acolo, să transformăm. Mm-hmm. Dar dacă ne ducem doar în emoție și stăm acolo... Da. Nu facem decât să rămărim rănile acestea și ale noastre. Trebuie să fim conștienți că depinde de noi, ca de fiecare dată când vrem să schimbăm ceva, să alegem o altă cale, din nou și din nou și din nou. Adică să creștem pe spirala așa conștiinței și încet, încet. Fiecare să o facem mare... alte alegeri tot timpul, că știu că orice altă alegere deschide noi posibilități. Important este să ne dăm voie, să explorăm. Ok. Avem foarte multe daruri în noi și mulți oameni le lasă acolo și pleacă înapoi cu ele și e păcat. E păcat să nu valorificăm tot potențialul nostru interior. Fiecare om are, indiferent cât de neînsemnat se consideră un om, în el există ceva, un dar, oricât de mic ar fi, există. Poate să fie o scânteie acolo, dar dacă ea este văzută de cineva... Așa, trebuie să găsești persoana care să te susțină. Da, o găsești într-un profesor, într-un coleg, într-un partener de viață. Într-un partener de viață, de ce nu? Cel mai frumos într-un cuplu să fie susținere și creștere de ambele părți, să existe acea evoluție împreună. Da, da, prin care unul se sprijine pe celălalt și oamenii și cresc împreună. Dar aici e nevoie de conștientizare. Fiecare partener să-și conștientizeze cu ce bagaj intră în relație și să se vindece împreună, că dacă se acuză unul pe celălalt sau sunt așteptări unul din partea celălalt, nu prea funcționează relația. Și găsim în această carte și această rețetă de fericire în cuplu? Cred că nu a fost încă abordată. Am încercat să fac așa o trecere de la... prima parte a vieții, până la 24 de ani, prin ce transformări trecem noi, cum ne se creează personalitatea și cum putem să ne creștem stima de sine. Apoi, în a doua perioadă a vieții, iarăși trecem printr-un prag de cunoaștere, vedem ce ne lipsește. De maturizarea noastră emoțională. De ce, dacă avem toate nevoile astea de bază acoperite, pentru că ajungem la faza când suntem adulți spre 40 de ani, să ne îndeplinim aceste nevoi de casă, de mașină, de o carieră. Da. În general mă refer. Și apoi cauți mai adânc. Totuși, ce vă mai lipsește? Ajungi la suflet. După 40 de ani devine exact. Și începe căutarea interioară. Misiunea ta cu adevărat în această viață. Și abia atunci intri acolo. Și am explicat în capitolul acela cum reușești să te cunoști pe tine însuți, să vezi ce îți lipsește, de ce faci ceea ce faci, de ce unii oameni caută în exterior, în jocuri de noroc, în dependențe, în adicții, să umple golurile din interior. Da. Și dacă își dau seama și le conștientizează, se întorc iarăși la copilul interior și își vindecă, integrează. E vorba de integrare aici. Am înțeles. Chiar la finalul cărții tu făceai o pledoarie pentru fericire. Am văzut că aveai așa ceva. Dacă ar fi acum să faci o pledoarie pentru fericire, cum mai alege tu să o faci? Pledoaria pentru fericire constă în călătoria inversă către interior,
Și acceptarea ființei pe deplin, cu părți bune și cu părți mai puțin bune, pentru că dacă negăm că noi avem și demoni, da, s-ar putea să ne mințim și să ne creăm o mare nefericire nouă înșine. Și atunci identificăm care sunt sâmburii nefericirii noastre, unde i-am plantat. Și mă duc ca un grădinar și îi caut. Deci aici am pus o sămânță, aici am mai pus una, în copilărie, în adolescență, pe aici, pe aici, pe aici. Și ce fac? Transform acele semințe. Îmi plantez semințe noi. Da. Cum mi-aș dori eu să fie? Ce vreau să culeg? Vreau să culeg pace. Păi ce am de vindecat? Am de vindecat asta, asta, asta. Îmi plantez semințe noi și îmi dau timp. Pentru că semințele au și ele un timp de germinare, de creștere, de, da? Și dacă le asiguri semințelor plantate de tine în subconștient timpul necesar și condițiile favorabile, da, vor crește. Mediul și vei potrivit semana, de dezvoltare. Să ne inspirăm de la natură foarte mult. Deci natura este un bun profesor pentru noi și dacă suntem conectați și cu natura și urmărim fluxul naturii, și noi funcționăm în tot în acest mod. Uite, nu pot să nu mă gândesc că uneori când plantăm, mai spus tu, câte o sămânță acolo, sămânța poate fi o intenție a noastră, o dorință, exact, un vis viitor. Și ne punem doar o dorință. Uite, peste un an vreau să lansez o carte. E ca și cum ai plantat o sămânță de anul acesta, nu? Și dacă ai plantat-o, ai toată credința că acel vis al tău se va împlini, mm-hmm, da? Deci cred că eu voi avea, îmi dau timpul necesar ca să se materializeze visul, dar nu mai scormonez mereu să văd. Pentru că noi ce facem? Scormonim la semințe și dacă am scoate mereu o sămânță din, da, din pământ, ea mai crește? Să, da, încercăm ea să vedem. Uite ce conștientizare importantă. O lăsăm acolo și avem încredere în divinitate, în noi și noi facem în fiecare zi ce trebuie să facem ca să ajungem. Udăm acea sămânță. Exact, lucrăm cu noi înșine. Să-i asigurăm condițiile favorabile. Ca ea să crească, să înflorească. Și cu siguranță, dacă va primi tot ceea ce și iubirea noastră și n-are cum să nu se întâmple. N-are cum să nu ajungem să fim fericiți la superlativ, nu? Făcând lucrurile și în interior, dar și în exterior. Adică, da, să stai doar așa în zen nu prea se potrivește vieții sociale de aici. Exact. Depinde care e misiunea ta. Exact. Poate dacă sunt vrei unii să stai care între oameni, doar stau și meditează. Da. Fiecare ce-și alege, dar doar meditând nu se întâmplă lucruri dacă nu le și faci. Exact. Trebuie să lucrezi pe ambele paliere, și în interior și exterior. Dacă crești doar în exterior, te duci să obții o funcție, un statut social și calci peste cadavre să ajungi acolo, când ajungi acolo, vei plăti. Da, îți cade masca la un moment dat. Și nu vei fi bine. Exact. Pentru că vedem, sunt oameni în care și-au dorit foarte mult să ajungă în anumite posturi sociale, crezând că vor primi respect, vor primi atenție, vor primi și validare ce din exterior. Nu sunt decât fuliți, nu sunt decât ajung oameni goi, de exact, fapt. Și mulți sunt cei mai nefericiți, având lucrurile pe care și le-au dorit, uh-huh, în exterior, crezând că alea le împlinesc. Uh-huh. Dar făcând pași în direcția aceasta, să ajungi unde îți dorești, dar aici există o cheie foarte importantă, să nu încalci libertatea celorlalți în drumul tău. Da. Foarte mult să respecti pe cei din jur și să-ți urmezi valorile tale personale. Foarte mult să te ghidezi după valorile tale interioare, să nu te abați de la ele, indiferent ce tentații sunt. Da, e interesant ce ai spus acum, că legat de libertate, să nu restricționezi cu nimic libertatea celuilalt de lângă tine, să-l accepți așa cum este, fără judecată, și să-i dai voie să crească. Cred, da, așa ar trebui. Dacă e ceva de spus, să-i spui cu blândețe, ne mai învață cu iubire, da? Dar în același timp să-ți pui și tu limitele tale. Mm-hmm. Să nu cazi în ignoranță. Mă respect pe mine, îmi pun limitele mele, uite, eu asta îmi doresc, eu asta aș vrea să faci, da? Și atunci asta înseamnă să te valorizezi tu pe tine, da, și să te respecti pe tine, de respectul de sine. Să știi și să spui nu. Foarte mulți oameni nu știu să spună nu și asta îmi spun și în constelații. Mi este greu să spun nu. Și de ce le este greu oamenilor să spună nu? De ce? De frică, de frica de neacceptare. Exact, le este frică că vor pierde iubirea. Da. Dacă voi spune nu,
nu mă va iubi, nu, eu știu ce se întâmplă, nu mai răspunde la telefon sau știu eu, se va supăra pe mine. Dar de fapt, specialiștii au constatat că oamenii care știu să-și pună limite sănătoase sunt mai respectați. Da. Pentru că nici nu-și mai iau sarcini în plus, se și protejează, țin și la sănătatea lor și că eu atât pot să fac, dar uite, îți dau altă soluție. Și atunci omul acela este mult mai respectat decât își ia multe sarcini și este împovărat și este mereu supărat și se plânge că uite, iar fac și asta și asta și asta și tot nu mă apreciază nimeni. Da, foarte interesant. Mulțumim, Valentina, pentru tot ceea ce ne-ai transmis astăzi. N-am vorbit unde găsim cartea ta, la ce editură? Cartea am editat-o la o editură din Bacău, editura Rovimed. Se găsește în Bacău și pe site, pe internet. Rovimed, da? Deci o putem achiziționa pe www.rovimed.com sau direct pe pagina ta de Facebook. Sigur. Poate care este, dacă poți să ne Valentina spui unde Stan. Te pot găsi oamenii. Simplu, Valentina Stan. Am înțeles. Nu te-ai gândit să-ți faci un site? Ba da, urmează să... Am anticipat un proiect viitor. Ce-și mai dorește Valentina Stan pentru sufletul său? Cred că îmi doresc să aprofundez mai mult terapiile de constelații, pentru că există o mare, mare nevoie în lume să ne inspirăm unii de la alții și să creștem împreună. Doar așa putem. Da. Dând mai departe ceea ce am învățat. Și eu sunt recunoscătoare și Nele Chirilă și tuturor oamenilor care m-au ajutat să mă descoper, să mă cunosc, să mă vindec, să mă accept. Cel mai greu lucru este să ne acceptăm pe noi înșine. Și avem nevoie de susținerea celorlalți. Și dacă la rândul meu mi se cere, să dau și eu mai departe. Pentru că fiecare dintre noi avem responsabilitatea aceasta să dăm mai departe, să nu întrerupem firul evoluției noastre. Ce frumos ai spus! Îți mulțumim, Valentina, pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-ai dăruit. Îți urăm mult, mult succes în toate proiectele tale viitoare. Dacă ar fi acum cei de acasă să rămână cu un ultim mesaj din partea ta, care alege să fie acesta? Să nu renunțați niciodată la visele voastre și întoarceți-vă la copiii voștri interiori. Fiți voi proprii părinți pentru copiii din voi. Și dați-le iubire și spuneți-le că sunt extraordinari. Voi sunteți minunați exact așa cum sunteți. Vă îmbrățișez cu mare drag, mulțumesc pentru invitație. Și noi îți mulțumim, Valentina, ești minunată și îți urăm încă o dată mult succes în tot ceea ce ți-ai propus și oricând ești binevenită în studioul Teranova TV. Mulțumesc tare mult! Cu mult drag! Dragii noștri, ne bucurăm că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați mesajul transmis de Valentina, aveți curajul să vă urmați visele și iubiți-vă copilul interior. Dați-vă voie să vă iubiți, totul pornește de la iubirea de sine și când găsiți calea spre voi, totul devine mai ușor și puteți deveni mai fericiți. Până data viitoare, vă doresc o seară frumoasă!